Salutare toată lumea și bine v-am găsit la primul episod de Forza Horizon 3. Vreau jocul ăsta, sincer, de când mi-am cumpărat calculatorul și cu ajutorul unui abonat am reușit să fac rost de el și merge impecabil. Bine, cu setările pe Ultra merge în 55, 60, 65 de frame-uri, dar am zis să nu mă risc și așa că l-am pus pe high. Să vă și arăt. Deci hai. Vreau inițial să încerc să joc 4K, dar eu n-am monitor 4K. Al meu e maxim 2715x1527 și asta ar veni cam 3K, să zicem, aproape 3K. Aș putea să încerc, dar o să încerc off-camera, vă dați seama. Și la cât de entuziasmat am fost, mi-am dat niște bănuți. Acum mai am 400.000, dar mi-am dat destui, credeți-mă. Centenario e 5 milioane sau cât o fi. Și eu nu sunt fan Lamborghini. Pardon. Dar mașina asta chiar impresionează. N-am ce să-i reproșez. Așa că hai să mergem să facem și noi niște curse, un ceva. Și după cum vedeți, în dreapta sus am 60 de primul pasant. Ceea ce la început o să vă mire, dar aveam un lag imens cu setări pe medium, un lag imens, deci credeți-mă. Nu știu ce s-a întâmplat atunci, ori făcea prima intrare, ori nu știu care a fost faza. Dar eu vreau să-mi iau altă mașină, pentru că am altele mai bune. Imediat ce ajung la festival. Și dacă tot suntem aici, hai să luăm chestia asta, nu știu cum zice, aici. Cu balonașele, cred că ne arată. The 12 apostles. What do you think? Yeah, I know there's only 8 of them. We can count, we just don't like changing the names of things. Ah. Și 12 apostoli, ok. Primești ceva pentru asta? Deci, dacă vreți să știți, ăsta atinge 391,1 km la oră. Țineți minte numărul ăsta. Și în 97 de km la oră înseamnă fix 60 de mile pe oră. Da. Deci atinge în 2.5 secunde, ok? 2.5 secunde. Când o să vă arăt ce Ferrari mi-a făcut. Oh, God. Doar așteptați. Oh, stai, dar era cursă ilegală pe care o să fac cu Ferrari. Deja mi-am făcut festivalul ăsta level 3. Ups. Ce naiba? Hai mă, lasă-mă cu... Oh my god. Vreau cursă ilegală. O să-mi pură de bar, mai. Și place că acum folosesc Windows Game DVR și e super, îți arată în dreapta sus cât ai filmat și dacă îți merge microfonul și dacă era... A. S-a oprit vocea pentru câteva secunde. Ok. La mașinile mele astea nu știu de ce sunt 1, ori pentru că jocul meu e crăcuit și unele mașini sunt 1, dar nu toate. Ca de exemplu, asta e 130.000, asta e 103.000, asta e 2.7 milioane. Dar da, aș putea să iau ori 458 speciale, care are 613 kW, ori
Asta are 1300 de cai putere, 1135 de Nm cuplu, 45% forță pe față, deci e oh my god. Și are viteză 9.5, e all-wheel drive. Ok, hai să o luăm. Eu am condus-o ieri când mi-am luat jocul, ore în continuu, făceam cruising, eram liniștit, n-aveam nimic. Bine, nici n-aveam ceva, dar vorba vine. E? Deci, fiți atenți. De fapt, nu. Prima oară să mergem un pic cu ea și apoi... Cât credeți că atinge mașina asta? Dacă ați ajuns până aici în videoclip, lăsați-mi în comentarii. Și... O să vedeți după. Asta nu e un 458 normal. Asta este un 458 Liberty Walk. În caz de nu știți ce e la Liberty Walk, e un garaj de tuning, din câte știu, din Germania, care face treaba excelentă. Deci, hai să accelerăm de la 0 la 300. Că e un Ferrari, trebuie să atingă 300. Sau mai mult de 300 nu mă duc, ca să văd cât ghiciți. Asta a fost bine, hai să mai încerc o dată pentru că a venit ăla în fața mea. Ok, 300, da? Sunt obișnuit să trag pe dreapta, oh my god. De la Euro trag. Ok. Deci fiți atenți aici. 430 de km la oră. Cine a ghicit, bravo lui, cine nu. Și aproape 100 de km la oră în 1.7 secunde. Voi vă dați seama ce înseamnă 1.7 secunde? Nu există mașină să atingă 1.7 secunde. Mă refer la mașinile de serie. Deci e imens, e huge. Și faza e că eu mă uitam înainte pe YouTube la gamer care joacă Forza Horizon 3 și am văzut că ei se jucau cu setările astea de aici. Și făceau mașina mai bună. La draguri, la... Înțelegeți voi la ce mă refer. Și aș vrea și să învățăm un pic, să fac nebunia asta și mai bună. Dar hai să vedem în cât timp atinge 400. Hai să zicem 380 pentru că... Da. Ok, nu băgați asta în seamă. Hai să mergem să facem o cursă de stradă. Ca să nu zic că n-am făcut nicio cursă episodul ăsta. Și faza e că eu nu am controlul de joc cu tastatura și schimb vitezele cu tastatura, dar asta e altă discuție. Poate, poate de Crăciun o să-mi iau un volan, poate, sau un control măcar. Pentru că am alte planuri momentan. Stai, asta e un drag race. Look, it's dangerous and we don't know who these people are and covering it up makes more work for me and you're going to do it anyway, so why am I still talking? Păi, logic. Difficulty. Deci o să fie greu. Trag și în control pentru că are 1200 de cai și eu nu am control, deci nu pot să eliberez puterea treptat. La mine o dau pe toată sau nimic. Știți cum e cu tastatura. Totuși îi rup pe băieții ăștia. Adică
Se ține pe șosea impecabil, deci credeți-mă, impecabil. Și am atins și 400. Da, asta nu era planul meu. Nu mă băiesc pe ce facem. Ferrari Berlinetta, serios, atâta poți? Frate, eu nici nu mă chinui. Ops. Da, nu. Nu contează. Hai să conduc și eu impecabil, se poate. Faza e că asta se controlează bine, dar e bună și pentru drifturi. Bine. Experții sau cei care se pricep, o să ziceți, what, asta e all-wheel drive. Deci ar fi bună pentru drifturi. Păi, o mașină all-wheel drive cu mult cai putere, dacă ați condus vreodată ori în jocuri, ori în viața reală, știți la ce mă refer. Bine, cu traction control off-ul, vă dați seama. Nu mai da în stâlpi. Lasă stâlpii, Ferrari. Oh my. Recunosc că e greu. Totuși la viteză, băieții sunt cam prafanici. Or GT-ul ăla ce... Ok, știi ce e? Dau restart fără supărare, dar vreau să fac ca lumea. Nu o să trec de 350 la oră pentru că știu ce se va întâmpla. Și aici niște frizuri, dar nu contează. Hai mă. Hai mă băieți, ce faceți mă băieți mă? Pagani huiara în față. Nici nu știu dacă e roadster sau e normal. Da, sunt începător la condus. Mai ales de la începător, vă dați seama, cu o mașină care atinge 400. Hai mă, chiar nu pot să fac chestia aia pe bune. Pune frână, bagă într-a patra. Ține-te pe șosea, în pui mei, doamne, e greu. Hai mă, pe bune. Ce e aia, o Agera CCX? Asta de pe locul 3. Da, Agera CCX. Sau Koenigsegg. Modelul mai vechi. E mai vechiuță. Dacă ies în primele 3 locuri. Faza e că eu bag prea multă viteză, nu știu să o distribui cum trebuie. Și Ferrari-ul ăsta l-am condus și eu, l-am și eu tunat și are foarte multă tracțiune, deci e bun. Și viteză nu mai zic, că doar eu în Ferrari. Încerc să trec, dar... Cred că și ăștia au mașini tunate, că altfel nu-mi explic unde încă sunt pe locul 3. Și vă dați seama că am dezactivat coliziunile. Și acum înțeleg de ce a pus ăla frână. Deci, aici punem frână. Aici puteam să-i depășesc dacă eram deștept. Pe bune. Asta e pe bune. Hai mă, că la viteză vă iau. Măcar faci și noi mulți bani din cursa asta, că și așa nu prea mai am bani.
Încerc să iau mai ușor, fără viteze de alea astronomice. O, nu. O, nu. Dă-te, bă, la o parte. Nice. Pe mine pe bune. Măcar XP dai de calme. Oh. XP calme. N-am ce să reproșez aici. Stai așa două secunde. Că s-a și făcut noapte. Hai să vedem ce eventuri mai sunt, nu vreau să fac acum barn find. PR stand. Hai să mergem la un PR stand. Pe ce facem? In 400 meters, turn right. Turn right. Gata, booster right. In 200 meters, keep right. Ups. Ce făceau ea convoi, cred că. In 400 meters, turn sharp left. Turn sharp left. Gata, boss, turn sharp, sharp left. Nu, nici n-are rost să bag într-o treac. Sau o bag, dar nu mai țin înturații așa mai. Oh, easy, man. Keep left. E greu. Și primul episod o să fie un pic mai lungut, pentru că e primul episod, e un joc pe care... Ups. Pe care l-aștept de mult. Și pe care îl iubesc. Hey, Speedy. I've identified another potential recruit for your lineup. Hai mă, lasă-mă cu astea acum. Ah, da, bravo. Nu vreau să trec printr-un din ăsta de drifturi. The rules are, if you drive backwards or go outside the flags, it doesn't count. Try again, no cheating. Dar nu vreau să fac rahatul ăsta, what? Bă, frate, pe bune. Eu mă duceam la PR stand. Sau ăsta e de fapt altceva. Aici scrie PR stand. Pe bune. Nu știu să fac drepturi încă, așa că... Hai să mergem... Hai mă la un PR stand aici. Bine, gata, turnul. Doi. In 100 meters, turn left. Oh my god. Recalculating route. Nu mai recalcula nimic dacă dau aici turn left. Nu știu unde mă bagă Ana. Sper să mă și scoată. Ah, mă bagă tot pe alătură. Gata, bă, turn right. Right. Cum zici tu? You have arrived at your destination. Păi și unde? Ce dracu? Trebuie să trec cu viteză pe aici. Hai, mai să facem și pas. Și încheiem episodul. Aoleu, urăscă.
E altfel schimbături aici. Da, și m-am dezechilibrat și m-am dus pe sulă. Stai. Am apăsat ceva de mi-a arătat. Ok, never mind. Ok. Ce rewind? Nu vreau să fac rewind. Eu apăs pe rând din greșeală. Ah, de pe T. 275 la oră, ok. Deci cam atât a fost cu acest episod, dacă v-a plăcut. Fantastic, great job. Is the car okay? Oh, and are you okay? Great. Da, nu mai zic nimic. Pa, pa.